excepcional. Ai fentat? Păi da. Ai fentat, ai obosit? Am obosit, e adevărat. Da, aici e cel mai frumos loc. Hai că vin și șmecherașii. Cam greu, Cosmin. Da, merită ca un căpăcit. Băi, ești mai tare, s-a afentat, a venit pe drum pe acolo. Am ratat curba de nivel. Cosmin. Stai că vine aia, se vedem acum, băieții ceilalți. Păi ei au vrut să vină pe aici. Păi ei au vrut anarhie, hai să fie anarhie. Stai că vine acum, să vezi acum. Trebuie mai cât preste tu la anarhie așa. E doar... Păi da, o iau pe drum, ia uite hotul ăla. Cică la aia, la ia uite, altul rătăcit pe aici, pe jos. E un rătăcit pe acolo, care-o fie ala? Viorel, uite pe Viorel, uite escrocul pe unde vine, uitați-vă. Uitați cum fentează. Om în toată firea, senior riders care fentează. Ia uite pe unde a venit, cum a ocolit el toată aia. Ia uite alții acolo deja, săraci. Ia uite acolo? Da. Ai fentat, mai mare rușinea. Mai mare rușinea, ai fentat tot. Mai mare rușinea, că trebuie să dai un exemplu ca senior. Să dai exemplu pozitiv, să știe și alții. Ai fentat, uite că ăia s-au, până vreo s-au înșurubat un pic acolo, dar vin acum prietenii. Unde sunt? Da, da, vin. E la semna sol. Care vine? Bugano? Și ăsta cine e? Bravo! Ești premiant, că ai venit și al treilea care ai adus pe drumul ăsta greu.
față trădătorul de Viorel, care a luat-o pe potecă. Credeam că nu mă aude. Are urechea foarte ascuțită, fină. Ăla e traseu de o jumătate de oră, pe unde e pe băieți. Păi uite unul pe jos, pe acolo, ce mai caut? Deștept și povoară pe mine pe drum. Gata, mă. Păi da, ce să mai, a văzut că... Hai. Da, e bine. E mai bine decât... Păi da. Cum a căzut băiatul ăla, da, dacă nu se oprea la timp, nu ce de-a durat prin pietrele? Unde? Păi da, nu, dar aici, aici, acolo, Radu a zis, hai să luăm pe ăstea. Uite acolo, dă pe ăstea, să se sature. Nu? Că el a vrut să urce pe ăstea, pe maidane de ăstea. Nu făcea așa acolo, așa, și am spus, băi... O zi de excepție, o minunăție. Extraordinar, pe cum așa mă simt, deci e o minunăție ceea ce e. Păi, un cataiem normal, normal. Mai lăsați vrânceala, băi, corcodușele. Ce-i, bă, Gogane, ai rămas înțepenit? Da. Ți-a intrat piatră la lanț, n-ai rătul la stângi. Ia, că vine... Vine Radu. Vine unul, Radu e? Hai să-l filmăm noi pe el de aproape. Și, aia, și să urce pe aia mare greu. Și să-l și premiem că a venit pe aici. Radu nici nu cred că ia uite. Ia uite cum stai. De o roată vine Radu. Da, da, da. Dacă arată. Da. Dar are motocicletă, nu glumă. Da, da, da. Aha. Corect. Ești tare. Ai și tu premiu, că ai urcat pe aici, pe unde e, că am un trădător pe Viorel, care a urcat pe aici, m-a păcălit. Uite că am urcat până la pietre, că am urcat până la pietre. A, nu, chiar nu mă aude. Chiar nu mă aude. Da, nu, băi, da. Băi, ai făcut... Viorel, tu ești o revelație pentru mine. Eu nu mă așteptam să ai performanțe astea cu față de ultimile de la Dunăre, de acolo, de la Delta. Viorel e o revelație, domnule. Aparat să vezi cum îmi iese mie. Da. Deci ai mers excepțional. Hai, Bogdane, nu mai fute, că de-abia. Băieți, aveți fiecare câte un premiu că ați urcat pe aici, dar ați ajuns ultimii. Hai două mai. Dar ați ajuns. Hai că mai e unul. În comparație cu colegul meu senior Riders Viorel, care m-a păcălit, m-a trădat. Hai, lasă vreșeală. Da, iar m-a auzit. A luat-o pe aici pe drum. Ba, n-ai voie. Bă, băiatul, la pietre aia zici că ești pe lună. Ia zi câte ceas, hai să mergem, că se înserează. Hai, că ai timp, lasă-te, timp. E minunat, de aici e ceva extraordinar, e cea mai, e cea mai frumoasă. A mâncăm aici sau unde? Aici, da. Vreau să auziți, pielea mea, am ajuns până aici, vreau să mergeți și până acolo, pe vârful. Asta e curmătura Maliței. Nu, ai. Și aici, vârful ăsta ce este? E un vârf. Ce este un vârf? Beac, gata, am plecat.